Pace sfântă. Pace. Pace. Eu sunt mai amorțit așa dimineața în ziua aceasta, că am fost așa puțin plecat, puțin dus prin țară. Vreau să vă aud, nu v-am auzit. Da, mi-a spus fratele Daniel să spun câteva cuvinte despre acea campanie în care am fost invitat de evangelizare în Dobrogea. Nu m-am pregătit, dar o să încerc să vă spun câteva cuvinte. Ce să spun? A fost o experiență nouă. După vreo 10 ani de zile obișnuiam să merg în campanii de evangelizare, dar după ce m-am însurat și după ce mi-am dorit America, am cam lăsat puțin lucrurile astea sfinte, zicem noi, deoparte. Dar se pare că a venit timpul și Domnul mi-a pus pe inimă să merg împreună cu Fundația Universal Emergency Relief, UR, cred că știți de fratele Daniel Bucur. A fost un proiect al Fundației de Evanghelizare în Dobrogea și m-am bucurat tare mult pentru că de acolo vin. Din totdeauna cu păstori mari din țară am stat de vorbă și mi-am pus întrebarea de ce Dobrogea este ocolită. Mi s-a răspuns în felul lor și oarecum le dau dreptate. Așa cum spunea și un frate aici cu Oltenia, sunt zone aride, sunt zone în care este nevoie de lucrători. Și nu numai de lucrători. Este nevoie de proiecte, cum această fundație de aici încearcă să supraviețuiască lângă noi. A avut așa o inimă mare, încă și-a dorit foarte mult să facă un proiect de genul acesta. Vreau să vă spun că au participat aproape 60 de tineri din începând din Republica Moldova, continuând, să spun așa, de aici, din Anglia, după aia, din Franța, din Austria, tineri și familii tinere, și Timișoara au fost de pe la Poarta Cerului și mai mulți tineri. Vă spun, am fost undeva la 50-60 de tineri voluntari. 99,9% au fost contribuțiile noastre, pentru că ne-am dorit tare mult să facem parte dintr-un proiect ca acesta. A fost un proiect îndrăzneț, un proiect în care cred că fiecare dintre noi ar trebui să participăm. Ce să vă spun, am fost în mare parte în zonele de țară, în zonele în care de vreo 3 săptămâni n-am mai văzut așa oameni îmbrăcați de frumos. Oameni care senine așa ca dumneavoastră. Oameni care sunt mulțumitori. Mă uit la dumneavoastră. În fine, m-am uitat prima oară la mine când eram printre ei. Acum mă uit eu la dumneavoastră că sunt aici cu dumneavoastră. Vă spun, un lucru mare, să ieșim puțin din granițele noastre frumoase, bine închegate aici în Londra, și să mai participăm și la evanghelizări. Fraților, diavolul are un proiect extraordinar și bine pus la punct. Și este undeva pe la Bruxelles, în care se dezbate zi de zi. Oare ce dezbatem noi, ca și urmașa lui Hristos? Oare ce proiecte punem noi în cale? Și oare cu ce fundații sau cu proiecte bisericești, de ale noastre, comunități, participăm? Și participăm și cu fondurile noastre. Oare? V-ați gândit ce frumos ar fi? Cred că suntem mai mulți de 60 de persoane acum aici. Nu, frate Ciprian, cred că mai mulți de 60 de persoane. Vă spun, când m-am văzut între 60 de tineri, cu, chiar le spuneam, diferite caractere, m-am simțit poate foarte mic, dar mic pentru că uneori m-am văzut mare. Înțelegeți ce vreau să spun? Tineri de noștri creștini din multe zone, vă spuneam, și țări, doreau să se uite unul la altul, să vadă ce mai învață unul de la altul. Și lucrul pentru care ne pregăteam era să ieșim în stradă și în bisericile noastre, să-i chemăm în curțile lor. A
fost o campanie de evangelizare extraordinară. L-am simțit pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu noi și vreau să știți lucrul acesta. Haideți să mergem la luptă. La acea luptă spirituală la care am fost chemați. Haideți să mai ieșim și din biserică. Haideți să mergem în proiecte îndrăznețe în care să-L glorificăm și cu care să ne întoarcem în biserică cu suflete noi. Ce credeți? Nu sună o viziune frumoasă? Eu cred lucrul acesta. Cred lucrul acesta. Căci unde doi sau trei se unesc sau cheamă, sau cum vreți noastră, cum spune Scriptura, să știți că El vine, dar unde doi sau trei. Noi suntem mai mulți de doi sau trei și cunoaștem aceste versete de aur și le știm și am trăit. Vreau să știți că din stradă am auzit Evanghelia, eu. Din stradă provin dintr-o familie de ortodoxi. O familie care mama mea în 2011 s-a dus în ceruri, tocmai de-aia, unul din motive, sunt în Europa. Mi-am stricat planurile acolo pentru că căzusem într-o stare sentimentală, crezând că nu am făcut prea multe pentru familia mea, din punct de vedere spiritual. Tatăl meu încă trăiește, dar a trecut printr-o operație, fratele Daniel și cred că și fratele Ciprian și ceilalți frați știu, de cancer la buză. Și prin rugăciunile dumneavoastră vă reamintesc celor care ați știut și în alte biserici din Londra și nu numai din Londra care m-au cunoscut, s-au rugat, vă anunț că tatăl meu este bine și nu mai are nimic. I-a fost scos o caracatiță, dacă îmi dați voie, din toată zona feței. Știți ce cred? Cred că Dumnezeu ne mai ascultă și astăzi rugăciunile noastre. Nu știu acum dacă am crede cu toții. Eu cred că dacă am crede cu toții, și mai mari minuni ar face. Astăzi, în această după-amiază, la închinare s-a vorbit de Golgota și de sângele Domnului. Nu uitați că pe acolo am trecut cu toții ca astăzi să fim salvați. Și cred că sunt atâți tineri, oameni, suflete, familii care ne cheamă, care așteaptă să mergem la ei și să le spunem vestea bună. Ce credeți? Oare nu ăsta ne este rolul? Noi trăim bine în Londra. Slavă Domnului! Nu este rău. Haideți să ne gândim și la cei nevoiași, la orfani și așa mai departe, ca să împlinim și Scriptura. Pentru că noi credem în Scriptură, în Cuvântul Domnului. Cântecul pe care vreau să-l cânt, îl știți. Și aș vrea să participați cu mine. Cum vă spun tot timpul, sunt un om al închinării, nu un om al scenei pentru concerte. Aș vrea să participați cu mine. Aș vrea să spuneți că sângele tău m-a curățit. Să vă readuceți aminte. Sângele tău m-a mântuit. Sângele tău viața mi-a dat. Ai murit ca eu și fiecare dintre noi să fim iertați. Sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina
mea. Haideți încă o dată, vreți să vă ridicați cu mine în picioare? Vă supărați dacă vă ridic? Haideți să vă aud și eu. Să aude cam tare în față aici. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău, haideți încă o dată. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridic, haideți! Îmi ridic azi mâinile, mă închin în fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic, îmi ridic azi mâinile, mă închin în fața ta, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău, sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău ai murit ca eu să fiu iertat. Ia, hai să-i spunem și îmi ridic azi mâinile, mă închin în fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic azi mâinile, mă închin în fața ta, tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea, ca să moară pentru vina mea. Așa e, fraților, nu uitați lucrul acesta.